Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. 8 și 10 minute, iar noi avem un invitat în continuare. Se mulțesc avertismentele că guvernul va recurge la creșterea taxelor și impozitelor de la anul în încercarea de a mări încasările la un buget completamente dezechilibrat. Una dintre cele mai mari bănci din România, de pildă, estimează în cel mai recent raport de analiză că în 2025 este posibilă creșterea TVA fără alimente cu 2 puncte. Sunt posibile noi accize, taxe pe mărfuri și impozite mai mari pentru micro-întreprinderi. În același raport este exprimat scepticismul față de atingerea țintei de inflație și se prognozează un curs leu-euro de peste 5 lei, începând cu anul viitor, probabil până la 5,10 în prima parte a anului viitor. La telefon este profesorul de economie, Cristian Păun. Bună dimineața, domnule profesor! Bună dimineața! Dimineața. Așadar, nori negri de furtună economică și fiscală la orizont. Cum ar trebui să ne pregătim noi, cetățenii obișnuiți, pentru ce urmează? Vedeți, politicienii ascund acest adevăr și simulează foarte bine, cum să spun eu, îndârjirea cu care ei nu vor crește aceste taxe. Din păcate însă economia merge prost, a se vedea producția industrială care continuă să scadă, scad comenzile, multe dintre ele scad pentru că alte economii care comandă lucruri de la noi sunt și ele într-o stagnare, poate chiar ușoară scădere. Și atunci, dacă economia reală nu merge bine, cu siguranță nu vei obține nici veniturile la bugetul de stat din taxare care să acopere niște cheltuieli pe care tu le-ai crescut în acest an, cheltuieli care sunt niște cheltuieli fixe. Nu prea ai cum să le mai scazi, le poți îngheța eventual, mă refer la salarii, pensii, asistență socială, dar nu ai cum să le scazi. Odată ce le-ai crescut la acel nivel, rămân acolo și tu trebuie să găsești venituri pentru ele să le plătești. De asta este inevitabilă creșterea taxării, iar faptul că politicienii evită în acest moment să abordeze direct discuția este de înțeles, pentru că... Dar stați puțin, că nu înțeleg ceva. Ce rost are să încerci o taxare suplimentară pe o economie care frânează, care oricum este în scădere? O economie în scădere înseamnă mai puțini bani câștigați în mediul economic, ca atare probabil reducerea activității, tăieri de posturi, taxe mai mari. Ce rezolvă? Te forțează cheltuielile pe care trebuie să le plătești, pentru că altfel ai duce deficitul acesta într-o zonă și mai periculoasă și ești la momentul în care, după lungi, să spunem așa, eforturi, va trebui să convingi Uniunea Europeană, creditorii internaționali, că ești capabil să rezolvi problema deficitului. Deocamdată pericolul nu este cel mai mare, nu este Uniunea Europeană legată de deficitul excesiv, ci mai degrabă creditorii internaționali care văd că această problemă nu se rezolvă și atunci ei cumva sunt la limita răbdării și foarte probabil să ne depunteze din zona și așa proastă în care suntem pe parte de rating. Și atunci ei vor trebui să crească aceste taxe, exact cum a spus însă dumneavoastră, ele vor avea efect advers. Pentru că pe o economie care gâfâie, să mai vii să-i mai pui în cârcă încă un rucsac, vă dați seama că nu o să iasă calculul într-un final și atunci, într-adevăr, norii sunt destul de sumbri, negri, pentru că și cum vedem competențele guvernului, ei tot către taxare se vor duce. Adică ei nu înțeleg că sunt și alte soluții, nu mai e timp pentru alte soluții, din păcate. Să vii cu atât de mult zâmbet pe buze și nonșalanță să spui asta e, s-au pierdut fonduri europene, asta e, există întârzieri la fondurile astea la alte europene pe care trebuia să începem să le absorbim de acum 4 ani. Nu poți să faci așa ceva. Și atunci și populația simte, domnule, stai un pic, adică eu de ce trebuie să plătesc taxe mai mari pentru că un guvern nu poate absorbi fonduri europene mai accelerat sau poate în ritmul pe care și l-a propus, nu face reforme. De ce trebuie să fiu eu care să plătească aceste taxe mai mari? Și atunci guvernul va trebui să facă treaba asta, dar ei se feresc să facă aceste anunțuri acum, pentru că știu că populația simte foarte tare creșterea taxării la buzunar. Și evident că la asta se va adăuga și inflația, exact cum a spus și dumneavoastră, deprecierea cursului de schimb, adică alte taxe ascunse pe care românii le vor plăti începând de anul viitor. Dar nu credeți că situația economică va obliga totuși guvernul viitor
să reducă cumva și cheltuielile statului, nu doar să crească taxele. Poate să mai închidă niște găuri negre, să privatizeze niște mari companii de stat care sunt pe pierdere de zeci și zeci de miliarde de lei de zeci de ani. Poate eu cred CFR... că nu vor face. Da, da. Nu vor face asta pentru că filozofia politicienilor din România nu este binele românului. Binele românului incluzând și niște taxe rezonabile raportate la ceea ce primez românii de aceste taxe. Nu! Politicianul este acolo pe post de vătaf să extragă cât mai multe rente și cât mai multe venituri pentru el. Nu e o poveste despre români, guvernarea România de ani buni. De asta și suntem unde suntem pe parte de dezvoltare, sărăcie și așa mai departe. Nu are nicio treabă politicianul, atâta timp cât poate extrage aceste rente fără ca nimeni să se opună, fără ca rezultatul votului să arate măcar o atenționare pentru acești politicieni și pentru modul greșit în care guvernează banii poporului, le merge, ca să zic așa. Merg înainte cu această filozofie și evident că sărăcia va continua în România, problemele vor continua, pentru că nu se întâmplă prea multe lucruri aici în ritmul pe care ni l-am dorit. Revin la prima întrebare. Cum ar trebui să ne pregătim noi, cetățenii obișnuiți, pentru ce urmează anul viitor? Să punem urături. Cred că este singura soluție care merită discutată și din nou ne întoarcem la noi ca soluții. Pentru că până la urmă politicianul vedem că eșuează, ba mai mult ne creează probleme destul de mari bugetului nostru. Trebuie să ne păstrăm în continuare prudența, să nu cădem în capcana politicianului care spune totul e roz, nu, să rămânem prudenți pentru că cifrele macroeconomice nu arată deloc bine, să nu ne angajăm în cheltuieli inutile, să încercăm să învățăm mai multe lucruri, poate mai reușim să facem și alte lucruri pe lângă jobul principal, să obținem cât mai multe surse de venit adiționale, să investim în noi, astfel încât să putem produce mai multă valoare adăugată decât producem în momentul de față. Să fim cumpătați, să economisim, să nu consumăm tot ce avem, să ne ferim ca, nu pot să spun neapărat pe post, să ne ferim foarte mult de viața pe credit în aceste momente, dacă se poate să și ne plătim rate la bancă într-un ritm mai accelerat. Adică nu e momentul să faci credite noi, nu e momentul să duci o viață pe credit, asta însemnând cumva o pierdere și mai mare a independenței tale, care va fi afectată de o creștere potențială de taxare și de alte probleme care sunt la orizont. Mulțumesc foarte mult, a fost în direct în deșteptarea profesorul de economie Cristian Păun. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.